aceste meciuri. Finally, we see each other here. Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am găsit! Am fost aici împreună cu ministrul economiei, m-am întâlnit cu conducerea de la ArcelorMittal. Pentru Galați și pentru România, știți foarte bine, activitatea ArcelorMittal este esențială. Important este că avem împreună de rezolvat problemele care țin în primul și în primul rând de prețul energiei și am făcut eforturi mari împreună ca prețul la energie electrică să scadă, însă următoarea mare provocare pe care o avem este cea referitoare la prețul gazelor. De asemenea, am discutat despre faptul că România de la 1 iulie va aplica regulamentul european care permite reducerea cu 85% a cheltuielilor pe care marea industrie le are privind certificatele verzi și de asemenea că de la 1 iulie putem reduce contribuțiile de asigurări sociale. Atâta vreau doar să reiterez faptul că am lucrat la nivel guvernamental foarte bine cu conducerea de la ArcelorMittal. Împreună am rezolvat multe probleme, dar mai avem încă multe probleme de rezolvat și că pentru Guvernul României activitatea ArcelorMittal în România este fundamentală, iar mesajul pentru întreaga industrie grea este acela că prin toate măsurile legislative pe care le avem la dispoziție vom sprijini continuarea activității industriei în România, într-un context în care, la nivel european, cea mai mare provocare este prețul la energie și toate măsurile pe care le luăm, le luăm pentru a încuraja și a sprijini activitatea și ArcelorMittal și a celorlalți mari producători industriali în România. Înțelegem că vor avea prețuri mai mici de la 1 iulie la gaze, la energie electrică? Energia electrică a scăzut deja, dar trebuie și poate să scadă în continuare, în special prin aplicarea schemei de la 1 iulie referitoare la reducerea până la 85% a plății la certificatele verzi, reducerea taxei de cogenerare. Sunt alte mijloace pe care putem să reducem în continuare prețul energiei electrice. Cel referitor la gaz, în continuare avem o strategie comună prin care relația între cei doi mari producători, Petrom și Romgaz, plus sigur importuri, dar și marii consumatori, să păstreze prețurile la gaze în așa fel încât marii producători să rămână într-o marjă de competitivitate. Aici avem de lucrat împreună și evident trebuie să lucrăm și cu cei de la Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, pentru a fi sigur că liberalizarea prețului la gaze se face concomitent cu o piață care funcționează. Altfel, dacă facem un monopol al Petrom-Romgaz, nu e piață liberă și nu ne-am atins obiectivul. Știți foarte bine că cei de la ArcelorMittal au anunțat că e foarte posibil să închidă combinatul de la Galați dacă nu reușesc să fie competitiv pe piață. I-am lângă mine. Nu au spus că închid, dar au spus un lucru care este valabil pentru orice business. Cât timp sunt competitivi și au o perspectivă pe termen mediu și lung, sigur că rămân. Altfel, nu or să piardă tot timpul bani în România. Nu poți să ceri niciunui investitor privat să piardă bani în România. Cei de la ArcelorMittal, în condițiile în care România poate asigura condiții de competitivitate, fac investiții și sunt hotărâți să rămână, dar evident că acest lucru depinde de condițiile pe care noi le putem acorda și de faptul, și în primul rând, de capacitatea Europei în ansamblu, nu doar a României, de a nu distruge marea industrie, pentru că în măsurile luate în ultimii 10 ani la nivel european au fost extrem de anticompetitive, motiv pentru care de altfel a existat și o reducere semnificativă în Europa a marii producții industriale, o delocalizare către alte zone din afara Europei. Ori aici nu e vorba doar de noi. Aici e vorba de faptul că noi trebuie să păstrăm marea industrie și în România și în Europa.
Dar nu să piardă bani, că nu pot să piardă tot timpul bani de dragul României sau de dragul Europei. Trebuie să fie competitiv la nivel global și vestea bună este însă că totuși și România și Europa încep să dea semne de revenire economică, ceea ce înseamnă creșterea cererii și inclusiv faptul că în sfârșit Europa a înțeles că să crești tot timpul prețul energiei înseamnă practic să-ți distrugi industria, mai ales că nu vorbim doar de competiția cu estul Europei, cu Rusia sau Ucraina, vorbim de competiția cu Statele Unite ale Americii, acolo unde știți foarte bine prețul gazelor a scăzut în ultimii 5-10 ani de 4 ori mai ieftin decât în Europa. Așa încât avem o competiție globală și dacă Europa nu ia măsuri, România a fost tot timpul alături de Polonia, alături de Marea Britanie, între țările care la nivel european au militat pentru o strategie energetică care să păstreze industria grea în Europa. Nu toată lumea a fost de acord, dar eu cred că nu poate exista o Europa fără o capacitate industrială așa cum e a celor de la ArcelorMittal și ale altor mari producători. Dacă ne puteți răspunde și la subiectele la zi politice, vreau să vă întreb cum v-ați privit faptul că președintele Traian Băsescu a decis să-l decoreze, să-i dea până la urmă decorație domnului Patapievici după întreg scandalul creat. Eu, cu atât mai mult că sunt la ArcelorMittal și dacă nu eram aici, tot același răspuns v-aș fi dat. Ca prim-ministru am obligația zi de zi să văd cum facem să păstrăm locurile de muncă aici, cum facem să încurajăm restul investițiilor. ArcelorMittal este o investiție mai veche, au împlinit deja 10 ani de când sunt în România, însă ieri am inaugurat investiții noi ale altor companii din alt domeniu, bineînțeles. Avem o problemă România în ansamblu și nu doar România. Europa, prin faptul că mari industrii, am fost zilele trecute la Călăraș, unde din 7.000 de oameni care lucrau în 1989, acum reușim și repornim și lucrează 400-500. La Sidex nu vreau să-mi aduc aminte câți oameni erau în 1990, important e 40.000. Da? 30 ceva de mii. Acum e important că ținem în activitate și dânsii țin prin investițiile pe care le fac un număr semnificativ de angajați, de altfel esențial pentru Galați. Asta este datoria mea, să mă ocup de locuri de muncă, să vedem, domnul ministru Băniceu, în timp ce eu sunt aici, a fost la Spitalul Județean, să ne uităm la școli. Restul, fiecare face ce crede că e mai bine pentru România, dar atâta timp cât sunt prim-ministru, eu de asta o să mă ocup.